Unde se află un nefericit, dragi prieteni, Dumnezeu trimite un câine. Alain Delon este cel care rostea aceste fraze, precum și fraza câinii mei nu m-au dezamăgit niciodată. Și l-am ales pentru invitata mea de azi. Este un sufletel deosebit. Este omul care știe să iubească necondiționat. Este un om simplu, dar atât de curat și de frumos în fața lui Dumnezeu. Natalia Guțu, activist civic. Bună seara, bine ați venit la Vorbe cu Minte și veniți tocmai de la Glodin. Da, bună seara, bine v-am găsit, cu mare drag. Știți că avem o surpriză pentru dumneavoastră. Nu? Rog atenție la ecran. Noi numai cu surprizele suntem. Dă-mi un hashtag pentru următorul invitat. Natalia Guțu. Este femeia care te va învăța să iubești necondiționat. Da? Da. O găsești la mine în prieteni. Prietenii cu Anastasia. Ne-am făcut din voie întâmplării. Ea cândva a cumpărat de la mine o cățeluș pichinez. O cheamă Axieli. Eu țin minte fiecare cățel cum se numește. Doamna a venit de la Cantemir. Da. Ne-am întâlnit la Chișinău și i-am spus de câte ori va avea nevoie să apeleze, eu dorm cu telefonul sub pernă. Eram absolut sigur că o să fiți emoționată toată emisiunea, dar vă rog frumos, ca să trecem de emoții, să ne relaxăm și să facem, să ne facem un autoportret. Cine sunteți dumneavoastră? Sunt o femeie din Glodeni, lucrez muncitor, fac pizza într-o restobar în Glodeni. În timpul liber am grijă de mai mulți câini de stradă, am și la întreținere foarte mulți câini și nu numai câini, dar și pisici, am câini care au născut și am luat acasă cu foarte mare gălăgie, că vecinii nu prea sunt mulțumiți într-un fel, dar până la urmă cred că s-au conformat și au înțeles situația. Înțeleg că sunteți chiar omul care ne-a învățat să iubim necondiționat, da? Poate că da. Ce v-a făcut, ce v-a determinat să alegeți cumva compania acestor animale fără stradă în detrimentul companiei oamenilor? A început totul cu... Deci când terminam școala, când venea vacanța de vară, tata mi dădea 5 ruble, cum era pe timpul sovietic. Era o avere. Era o avere, da, la fapt că tata primea 74 de ruble, tata lucra pădurar și îmi dădea bani ca să-mi cumpăr ce vreau eu. Și eu alergam la librăria din sat, pe atunci trăiam în satul Recea, raion Rușcani, și... Iată, odată s-a întâmplat că am cumpărat cartea, chiar am adus-o în studio, să o vedeți, e cartea Fără Familie, e o carte care... Victor Malo, cartea copilăriei mele. Da, cartea copilăriei. Da, când discutam cu doamna Natalia, deci m-am prins la idee că... Deci nimic nu este întâmplător, asta este carte care ne-a citit atât, cred că ne-a citit-o de vreo 4 ori. Eu o recomand, ci că e inspirată dintr-o istorie adevărată. Da, e dintr-o istorie adevărată. Eu deja am căutat când a apărut internet, fiind matură, chiar am căutat numele unui erou, Vitalis, muzician de stradă, care era Carlo Balzani, un cântăreț italian. Eu chiar am căutat informații despre el și, într-adevăr, a fost drept. Dar... Și? Tot vine din cartea asta, toată dragostea, toată impulsivitatea asta, tot ce m-a făcut. Mi-am amintit de maimuța sufletel. Era un câine acolo? Nu, era o maimuță. Maimuța sufletel. Da, el făcea actorii de stradă, un fel de teatru de stradă era. Și era un câine capi, care am avut și noi un câine capi, tot așa l-am numit, cam, da, la pădure l-am... Știi că am avut și noi un câinișor capi, abia capi. Acum mi-am amintit, tăticul i-a pus numele. Deci capi de la capitano, de la șef. Da. Și? Și iată, când am crescut mare, eu când eram mică, deci când ne dădea la școală să scrim o compunere pe tema ce vrei să devii, toți scriau, vreau soră medicală, vreau medic, vreau profesor, dar eu vroiam să fiu veterinar, dresor de câini, eu vroiam să toată viața să mi-o... Pe atunci nu erau atâtea animale de stradă și oamenii aveau la legătoare 1-2 câini. Dar, pe urmă, oamenii au început a mulți, au început a lăsa pe stradă, legea nu activează. Atunci eram noi alții, era iubirea asta alta, da. Sau cum? Cred că era responsabilitatea asta a oamenilor, că acum nu mai sunt oameni de cândva care, dintr-o mămăligă, de exemplu, putea să hrănească o rață, o găină și câțiva câini. Acum omul merge pe alături și noi trecem pe lângă o lume pe care nu...
nu că nu o vedem, noi nu vrem să o observăm. Noi trecem, am văzut un câine și îl lăsăm. Păi lasă o să vină altul și o să-l hrănească. Îi las că altul o să-l acopere, dar ar trebui să ne oprim fiecare dintre noi. Fiecare să avem răspunderea asta și fiecare să ne gândim că hrănind un câine, azi Dumnezeu mâine ne va da pentru copiii noștri. Ne care va a da fost primul cățeluș sau primul animăluț salvat, dacă ți-amintești? Eram în clasa a patra și toamna am pierdut cârdul cu gâști, nu a venit acasă. Și mama mi-a spus că dacă nu vii acasă cu gâștele, nu mai veni deloc. Și eu am mers cu fratele meu care avea 3 ani pe atunci și el plângea că îl dor picioarele și am căutat prin păduri pe malul unei râpi și am găsit un cățel alb care era Belca. Belca până la urmă s-a dovedit a fi Bălan, că nu era Belca. Bielăi. Da. Bielăi, da. Și el a fost primul care eu chiar l-am dresat și a trăit foarte mult, 19 ani. Cum l-ai dresat? Adică mama... Comenzile cele mai elementare le îndeplinea? Da, mama îmi cumpăra bomboane și pe timpul copilăriei mele era tartina, cea mai bună tartină, era pânică muiată în apă și în sacul cu zahăr, ca să nu știi părinții. Da, pânică cu zahăr, știu, bineînțeles. Și eu îi tăiam cubulețe de pânică și îi dădeam, pe atunci nu știam că dulcele nu se poate și eu eram bucuroasă că el se rostogolea, se așeza. Tine, cine te-a încurcat să nu-ți urmezi visul? De ce ai renunțat la visul de veterinar și dresor? Uite, chiar sunt curioasă. A fost un moment în viața mea că în anii 91, când era foarte greu în țară, a fost rânduri la pâine, da. A fost situație foarte grea, părinții au divorțat și eu tocmai terminasem școala. Mama nu a avut posibilitate să mă învețe, nu avea chiar unde să angaja. Tata nu s-a mai implicat în viața noastră. Relația ta cu tata absolut a dispărut deloc. Atunci? Da, pe foarte mulți ani. S-a încheiat atunci? Pe 26 de ani s-a încheiat. N-ați vorbit deloc? Deloc. Nu l-ai văzut deloc? Îl vedeam, el venea deseori, venea la adunări, la Glodin, îl vedeam pe stradă, îl vedeam în compania unor colegi de muncă. Tata e un om deosebit, e foarte cuminte, dar a avut și el o greșeală care mama n-a putut să ierte, n-a putut să treacă. A mers cu altă femeie, peste infidelitate, da. Și mama la 36 de ani a rămas cu mine și cu fratele meu de mânuț, au ieșit pe poartă. Fără surse de venit? Fără surse de venit și a fost foarte greu. A fost momente când... Dar am luat câinii de la pădure, toți 3 câini. Mama ne-a dat voie să-i luăm. Și i-am întreținut că eu țin minte că stăteam în rând la pâine și se dădea voie câte 3 franzele. Și cumpăram și prima felie, dădeam la câini, că ne era milă. Și eu cu fratele am purtat, eu dacă eram în ultimul an de școală, fetele erau împopoțate, îmbrăcate foarte frumos și eu umblam, nu știu dacă mai știe acum cineva, pâsle. Era un fel de încălțăminte, care eu așa le ascundeam din materia sub bancă. De stofă de asta, așa. Da. Dar știi că acum au reapărut. Da, așa. Și a fost greu, foarte greu. Și o înțeleg și pe mama, că nu a putut și cred că și mie mi-a lipsit atunci, nu degeaba este vorba cânticului anii din urmă și mintea de acum, că acum eu aș fi rezolvat întrebarea cu totul altfel. Deja peste mai mulți ani, eu... am vrut să rămân în locul lui tăticul meu, pădurar. Ai vrut să fii pădurar? Da, da. Așa. Și-am dar cred că aveai alt scop. Ai învățat de pădurar? Da, am așa. Învățat de pădurar. Și s-a întâmplat și atunci că s-a schimbat guvernarea și s-au făcut modificări și tata a fost forțat să iasă la pensie cu un an înainte de pensie. Și eu am rămas fără lucru și m-am angajat și eu deja vânzător, casier. M-am angajat ce a fost. Și ai fost mulțumită de ce faci? Da. Sunt mulțumită în fiecare zi, mă trezesc și marea mea dragoste pe pământ este faptul că l-am cunoscut pe Dumnezeu foarte mult. Nu sunt adepta nici unei secte, nu am treabă nici cu o biserică, mă rog la mine acasă, cred în Dumnezeu, știu că Dumnezeu este și știu că fără El nu aș fi făcut nimic. Uite, tu ai observat vreodată, ai sesizat vreodată că ai dependența asta de a face bine? Da. Da, chiar de mică, eu țin minte, veneam la școală și dacă era cineva mai
trăiam și noi greu într-un fel, dar erau copii chiar din greu familii numeroase și împărțam ultima bucățică de pâine cu magion care o duceam la școală, dădeam chiar din scurtele care asta erau... era tiramisu, pâinea cu magion, da, da. Și cu unta asta general era Napoleon, da. Erau timpuri, dacă să luăm tineretul de acum, ei sunt preocupați de telefoane, trăim în epoca modernă, trăim în epoca când foarte rar vezi o carte la cineva în mână. Cărțile nu prea se cumpără, deși eu, ca părinte, am putut să desc acel grăunte în sufletul copiilor mei și citesc. Pentru literatură. Da, da. Dar revenind la acest atașament al tău față de animale, când te-ai extins? Când ai început să aduci tot mai multe și mai multe la tine acasă? Deci... Tu doar nu ai un azil, nu? Nu. Adică tot se întâmplă în gospodăria ta și în curtea ta. Da. Da. Cu 9 ani în urmă, a divorțat soțul meu de mine. Soțul meu care mergea la lucru, la muncă în Rusia și a făcut altă familie și deja, eu deja simțeam lucrul ăsta și vedeam după comportament, după tot, că relația se rupe. Și i-am spus într-o bună zi, haide să nu fim dușmanii unui altui, că până la urmă sunt copii la mijloc, hai să ne despartem când... Nu se mai merită. El a plecat și nu s-a mai întors înapoi. Deja când a venit să divorțăm. Între timp, eu mi-am făcut visul meu real. Adică eu aveam niște bani strânși deoparte, că a fost timp că am fost și eu la Moscova și am construit cum se spune la țară, un sărai. Așa. Și l-am construit, una caret, lângă casă, l-am construit, străiesc în el, cu două camere, poate că noi fi bătrână. Ce sărai, cu geamite, da, hotel? Da. Da. Poate o fi bătrână, poate nu știu ce. Și până la urmă m-am gândit, nu, ia să-l încălzesc, eu acum sunt deja în construcții metode de încălzire. Și am adus 4 câini de stradă la 15 care i-aveam eu. Deja de 15 i-aveam. Adică s-a început așa că mi-a dăruit cineva un câine. Ca să nu-i fie urât, eu i-am cumpărat parteneră. Și odată la 3 ani i-am dat voie să nasc ca să fie și ea mamă. Adică nu o chinuiam că hai de naște, că pentru business, că fac bani, că nu știu ce. Banii luați de pe cățel mergeau tot în ei. Dar adică, să știi că foarte de scuze, foarte des se crede despre voi îngrijitorii de animale de stradă că voi de fapt faceți un business din asta. Adică e o frază care circulă destul de des. Nu este business. Pentru mine, de exemplu, eu de vreo 5 ani nu mai vând câini, nu mai am, nici nu am avut visul ăsta de a vinde, dar dacă se întâmpla că ea năștea 3-4 pui, deja eu trebuia să am grijă ca să le găsesc familie. În ce constă vânzarea? Adică eu nu ceream sume enorme de bani, eu mă cunoșteam cu persoana respectivă. Îi dădeam termen 2-3 săptămâni la gândire, verificam de unde este, ce stare materială are, sunam până și la primărie sau găseam ca să știu în ce mâine îmi dau. Mi se pare că asta este imixtiune în viața omului, nu? Da, dar... Explică-mi, te rog. Da, tu ca voluntar. Da. Haide. Vreau să spun așa. Pentru mine e important, nu banul câștigat, e important, eu pot să-l dau și degeaba, dar să știu, va fi vaccinat, va fi iubit, chiar dacă nu e ținut în casă. El trebuie să aibă o cușcă călduță și să aibă loc de ce are nevoie un câine. De un pahar de lapte, de o mâncare călduță și de apă. De iubire. De iubire, de iubire, până la urmă de iubire. De această grijă, da. Și eu vroiam să știu precis că sunt persoane care... cumpără câini sau chiar îi iau din stradă și încep a face leacuri băbești, adică tratează tuberculoza și prostii. Asta era frica mea, ca să nu nimerească câinele într-un lanț. Da, într-un lanț. Natalia, scuze, eu am avut o problemă cu, probabil ai văzut postarea mea, cu o voluntară. Da. Și lumea a comentat ce a spus că li s-a cerut certificatul de căsătorie ca să adopte o pisică, să vină să vadă condițiile. Este o prostie. Eu, chiar de exemplu, există, nu știu, maniaci care ucid câini și psihici care le iau? Da, da. Sunt în foarte multe localități și cel mai rău e că autoritățile cunosc lucrul ăsta și nu se intervine absolut deloc. Dar revenind, tu a zis că toți banii care îi făceai,
vaccin, așa e? Da. Nu știu, îi speli pe dinți? Nu. Îi duci la spa, vieți spa la grădini. Nu, le cumpăr bețișoare, ca să le fie și gingia mai puternică, vaccinare obligatorie numai decât, de parazitare la fel. Costă o avere și, nu? Da, când mă așez, de exemplu, am în casă, nu cabina de duș, dar am cadă. Și mă așez în genunchi și când îi iau la spălat, trebuie să spăl 3 zile, că nu reușesc. Adică stau de dimineață până seara cu o partidă și mă ridic și mă doare foarte tare spatele, din motiv că sunt momente când îi scald deodată la 2 săptămâni, din lipsă de timp. Nu că nu aș vrea, dar din lipsă de timp, că muncesc și eu și apoi mai vin la copii. Eu să înțeleg că tu mergi pe stradă, vezi un cățeluș, da, și le iau imediat. Nu întotdeauna. Iată, se întâmplă, de exemplu, sunt câini de stradă foarte agresivi. Agresivi, da, în felul că un câine nu sare niciodată să latre, să muște, dacă tu mergi pe alături și îți cauți de treabă. Ei sip, nu știu cum, așa, da, că zice, atunci, da, când ne temem, noi eliminăm un fel de substanță pe care ei o simt. Dar sunt câini care deja au făcut grupări și au teritoriul lor și nu primesc pe alți câini străini. Și foarte multă lume, adică, dacă am voie să spun, dar cred că pentru asta am venit, dacă s-ar aproba o lege unde ar fi înscris, adică persoana respectivă are la întreținere 4 câini, să fie sterilizați, în primul rând sterilizați, ca să nu se mulțească, pentru că tot noi oamenii suntem vinoveți și e vina noastră că câinii apar în stradă. Câinile nu apare de undeva. Chiar vrem să întreb cum și de ce ajung animalele în stradă. Ajung în stradă din irresponsabilitatea cetățenilor. Numai din asta. Omul nu-și dă seama că pisica e pisică și naște de 2 ori pe an. O pisică nu e un papagal. Apropo la postarea care ați făcut-o, pisica nu e un papagal. Ea nu trebuie ținut în colivie. Dacă ea a ieșit din ogradă, deja... Dumnezeu... E vina mea că a dispărut, motanul. Nu e vina dumneavoastră. E Dumnezeu zile dă. Adică botează, dar zile nu dă. El tot nu ne-a creat pe lume, dar nu răspunde de fiecare. Eu sunt curioasă, tu tot ai manifestat atâta răutate cum a manifestat... Nu, nici într-un caz. Adică atunci eu am stat și m-am întrebat, oare voluntarii care au grijă de animale atât de tare ajung să urască oamenii, Natalia? În multe cazuri, da, eu personal am avut așa o experiență anul trecut, am dat voie cățeilor din casă care trebuiește primblat și eu nu-i scot la lesă, că o gradă e destul de mare, și eu i-am lăsat afară. Și a început să ningă. Și ei s-au început a juca cu zăpadă. Erau niște cănișori de 7-8 luni. Eu eram afară cu ei, curățam o gradă de zăpadă și mi-au trimis control de aici, de la Chișinău, dintr-un club de voluntari, dintr-un grup de voluntari. Mi-au scris pe pagina mea de Facebook cuvinte foarte urâte, că cum eu pot la așa temperatură să țin câinele afară și de ce fără să-mi ceară explicație, fără să discute cu mine. Eu trebuie să postez foarte mult ca să pot convinge că eu într-adevăr am grijă de ei, eu nu-mi bat joc de animale, eu nu am animale legate. Tot respectul meu pentru oamenii care se includ și se implică atât de mult în protecția acestor sufletele. Măsura e exagerat. E foarte exagerat, pentru că decât ai scrie comentarii stupide, care jignesc, care demnitatea de om poate să ți-o șteargă cu un om care te iubește, poate să te laude cum tu nu meriți și alt om poate să-ți facă fața una cu pământul. Liniștind de fapt situația, putea, da, să vină, să vadă. Sau... Mai bine s-ar ocupa cu alte lucruri. Eu, de exemplu, sunt pentru aceea că Dumnezeu iubește nu numai cuvinte, dar și fapte. Adică dacă tu iubești animalul atât de mult, ia-ți-l acasă. Ia-l acasă, ia-l în apartamentul tău luxos, ia-l unui covoraș alb, dar așa numai să vorbim și să nu facem nimic, nu are rost. Ne trece viața pe alături, trebuie să facem ceva. Tu chiar te îndrăgostești de fiecare animăluț? Foarte mult, foarte. Fetele care lucrează cu mine împreună, a fost așa un moment, eu lucram într-un magazin dimineața, mă duceam la lucru la 6 dimineața, când ne aduceau marfă și... Am văzut în poarta unei grădinițe 2 pisici bolnavi, bolnavi de tot, ochișorii deja curgeau și eu nu am putut să mă întorc acasă. Eu trebuia să merg la serviciu, că altfel rămâneam fără bucata mea de pâine, că acum lucrez, ești bucuros la 49 de ani să te țină la lucru.
Și eu am ajuns la lucru și am intrat în depozit și am început atât de tare a plânge și m-a întrebat femeia servitoare ce s-a întâmplat acasă cu copiii și eu am spus am mers și nu am putut să fac nimic și mă rog și eu la Dumnezeu, poate de seară când trec ei o să fie tot acolo. Tu te simțeai vinovată? Foarte tare vinovat. Dragă-mi, dar tare. Nu poți ajuta pe toți, nu poți înțelege. Sunt de acord, pe toți noi putem ajuta, dar dacă putem să facem pentru unul, trebuie să facem. Pentru toți. Și seara m-am întors și ei erau exact la locul unde i-am lăsat. Și cineva le dase ceva de mâncare și i-am luat acasă, i-am pus în izolator, am o cușcă așa mare care mi-a dăruit-o o doamnă. Am primit multe lucruri. Chiar sunt foarte mulțumit și foarte recunoscătoare de la oameni care poate nu m-au cunoscut personal, dar au fost gata să doneze niște plapumi, niște cearșafuri. Sunt foarte mulțumită. Și a fost o doamnă din Chișinău. Nu știu dacă am voie să spun numele, dar... Nici problemă, numele da. Dar doamna Natalia mi-a adus o geantă de la nepoții ei cu așa cearșafuri cât ți-i milă să le pui sub cânișori. Și ea mi-a spus, eu le-am adus cu mare drag pentru cânișori. Și respectiv altă doamnă, Tatiana, a venit cu câteva pachete de diferite hrană. Crupe. De hrană diferite, da. Ei. Și eu cred că câte zile o să am o să le fiu recunoscătoare că au venit într-un moment când eu chiar eram istovită de puteri, că sunt și eu salariat și nu dovedesc că multe lucruri am și un student la întreținere. Și... Uite, cât costă, cât te costă pe tine această bunătate financiar vorbind? Dacă e să fiu sinceră... Uite, un cânișor, da. Tu îl crești până la ce vârstă? Depinde cum îi găsesc familie. Fac posteri până se găsește familie. Sunt că câini care rămân au și 2 ani, au și 3 ani. Depinde de situație. Sunt câini frumoși, sunt câini aruncați în stradă chiar de rasă. Sunt nu numai câini maidanezi, sunt câini de rasă care, de exemplu, odată am fost la medic, noi local avem farmacie veterinare, dar chiar veterinar, așa, clinică, nu. Și am mers în orașul Rușcani și acolo am luat, s-a întâmplat că m-am dus cu cățelul meu bolnav, care a avut parvoviroză, ciumă, cum se spune în popor, și am luat de acolo un cățel. M-am uitat în ochișorii lui și am întrebat ce are, e bolnav? Și medicul mi-a spus, nu, l-au adus la eutanasie, că a crescut prea mare și ei l-au cumpărat ca mine. Și am întrebat cât costă eutanasie și el a zis că e plătit tot. Și l-am luat acasă și trăiește până acum, are 8 ani. Și n-ai încercat niciodată să afli cine sunt stăpânii? Nu. Chiar nu am vrut să știu, am luat câini și din familie, s-a întâmplat așa, că m-au sunat și mi-au spus, dacă vrei te duci și ei, o cățeluș pe chineză. M-am mirat foarte tare că oamenii sunt foarte înstăriți și ea avea o farfurie mare de pâine uscată, apă nu avea deloc și avea un lanț de jumătate de metru, adică unde își făcea treburile, acolo dormea, acolo era tot. Și ei m-au prevenit, fii atent, cățelușa mușcă. Și eu m-am așezat în genunchi, era foarte cald. Era luna iulie, cred că. Și ea a înțeles din cuvânt că eu nu o să-i fac rău. Și am luat-o acasă și m-am băgat în dușul de vară cu ea, m-am dezbrăcat tot și m-am gândit cum a vrea Domnul. După care am frezat-o, am vaccinat-o și am ieșit odată la plimbare și m-am întâlnit cu stăpânii care mi-au spus, uau, ce cățel frumos! Și am zis că e a voastră, e Barbie. Și au vrut-o înapoi și eu nu am dat-o. Dacă ați ținut voi 6 ani câinele, mă uitam în ochii ei, ochii în care prindea o lume. I-am scris și o poezie despre Barbie și mai scriu așa versuri când mă ia tristețea, mă ia... Știu că îți urmăresc postările. Da. Dar cumva tu ai mai cunoscut persoane care nu că doar te-au chemat, dar au abandonat aceste animale. A fost... Nu că abandonat, ca să fiu corectă și să fiu sinceră. Am cunoscut o doamnă din orașul meu care a suferit un divorț foarte greu și avea niște căței de Yorkshire mini. Și așa s-a întâmplat că băiețelul a trebuit să-l dea ca să plece în străinătate, ca să-și câștige, să-și cumpere un cuib. Și eu l-am luat și... cam a fost greu cu el, că mi-a făcut năstrușnicii, mi-a rupt și tapietele, mi-a făcut și nevoi prin colțuri.
Îl chema Fiedea, așa l-am luat cu numele Fiedea. Ce vezi de la Fiedea? Da. Și eu, el era atât de mic și era șef pe toți căței. El conducea parada cățeilor, el era tot. Și când a apărut doamna în țară, eu nu am refuzat niciodată ca ea să vină să-l vadă, că eu înțeleg că ea a fost foarte atașată, dar a impus-o situația. Ea a venit să-l vadă, eu nu l-am mai dat înapoi, că m-am deprins între timp și eu cu el. Și Fiedea a murit la 11 ani, era bătrânel de acum, dar a fost așa un moment care nu o să-l uit niciodată. Eu am sunat-o și am spus că el a avut o criză de nervi, un insult, ceva de felul ăsta. Și am rugat-o dacă trece pe la Glodeni să vină să-l vadă, că nu are mult, că mi-a spus și medicul. Ea a venit și l-a luat în brațe și el a recunoscut-o, a mirosit-o și noaptea aceea a murit. Dar eu am rămas foarte satisfăcut că el a murit așa fericit. Așa și nu mi-ai spus cât costă întreținerea lor. Păi cât, ca să vă spun, cât ai acum acasă? Câte sufletele ai? Așa, dacă să luăm că de toamna până în luna ianuarie mi-au otrăvit 7 câini, intenționat a fost, și de acum am pus și camera de supraveghere. Chiar vreau să audă, că sigur că persoanele respective o să vadă emisiunea. Cineva din vecinătate, da, nu? Da, dar am fost și amenințată cu chestia că ograda mea, câinele nu are pas liber la stradă, adică el stă în ogradă. Ei au voliere separate, adică stau câte 3-4 câini într-un volier. Eu îi văd care nu sunt conflictuali, să-i pot lăsa alături. Întreținerea pentru câini, dacă aș spune că, de exemplu, vine soțul meu Sara și ridică un capac de la o cratiță și se uită. Pentru cățel, pentru cățel, cățel, pentru cățel, cățel. Trei cratițe pentru cățel. Ce mâncăm noi azi? Ce-a dat domnul? Mâncăm și noi. Cam marea majoritate, 80% din salariul meu merge la întreținere. Adică e costisitor, dar nu am cerut niciodată la nimeni nimic. Am fost mulțumit cu ce am și sunt mulțumită și sunt mulțumită că sunt oameni, într-adevăr, oameni care m-au ajutat. Eu nu financiar, atât de mult. Nu câștig atât de mult, că e ca un salariu la Moldova, dar sunt foarte mulțumită că directorii mei mă rabdă așa cum sunt. Dar anumite, nu știu, resturi care rămân, nu știu, de mâncare, ți, poți să asta acasă? Chiar vroiam să atenționez că închid și ei ochii la multe lucruri care le văd, că eu tot nu sunt o stea sfântă, dar am rugat-o și ea știe pentru ce și ea știe cauza pentru care eu lupt și mă susțin în măsura posibilității. Dar ei mănâncă toți aceeași mâncare? Nu chiar, sunt câini care au, fac alergii la carne de găină, de exemplu. Sunt diferite. Deja mă uit, i-am hrănit 2-3 zile, am văzut că a mers bine, îi hrănesc din cratița ce comună. Ce nu trebuie să le dăm nici într-un caz? Poftim? Ce nu trebuie să le dăm nici într-un caz? Un câine nu trebuie să mănânce dulce, nu trebuie să mănânce mâncare grasă și cam oase, astea, oase, oase. Nici de cum. Din os câinele nu e sătul. Niciodată. Se creează probleme de sănătate și ajunge până pierdem animăluțul. Nu le dai oase? Nu, niciodată. Dar cărnițele mai alezi din când în când. Nu mi-ai zis câți ai acum? Ca să spun așa, 100 de grame de cărniță pentru un câine pe zi, eu găsesc întotdeauna. Adică fac efort și fac tot posibilul pentru că sunt magazine diferite și am de unde alege. Cam cât e întreținerea pentru o lună, de exemplu, iată eu la cu moment... Cu vaccin, cu tot. Eu la moment am 19 câini. Așa, dacă nu punem vaccinul, nu punem deparazitarea, nu punem îngrijirea, igiena lor, punem numai mâncarea, cam se ajunge la 6.000. De lei? Da. Un câine? Nu, toți, pentru toți, am spus pentru toți. Cu vaccinul, cu tot. Dacă pot și reușesc să cumpăr carne din asta mai ieftină, combinată, cumva... Nu, dar nu sunt producători locali care, 4. De exemplu, ar putea să implice ca un fel de partener spiritual, nu știu. Deocamdată nu, deocamdată nu a fost nimic. Păi, dar tu ai ani deja, cred că ești destul de cunoscut în Glodeniul tău, cred că da, sunt cunoscut, că mă apelează foarte mult. Eu nu sunt veterinar, dar din cunoașterile mele mă apelează foarte mult, adică dacă au probleme de sănătate cu cățelul sau cu psicul, mă sună și am ajutat de câte ori am putut, dar... Cred că foarte multă lume mă crede o nebună, într-un fel, nebună, adică
nu-și cumpără de îmbrăcat, nu-și ia de încălțat, dar are grijă de căței. Dar fiecare om are menirea sa pe pământ. Sunt asta femei, e alegerea ta. Sunt femei care sunt... Care aleg să-și cumpere bijuterii, da, da, care nu pot fără unghii, nu pot fără gene, nu pot... Eu, de exemplu, nu pot fără căței mei. Eu sunt bolnavă fără căței mei. Eu am avut posibilitatea astă vară, fiica, prima dată în viață, am văzut marea. Fiica m-a luat într-o vacanță de 9 zile. Am fost în Muntenegru, a fost o poveste foarte frumoasă și în fiecare zi sunam acasă și întrebam ce fac căței, ce fac, am cumpărat câțiva saci de mâncare uscată și l-am rugat pe soțul meu care nu prea este de acord cu mine. Tu crezi că este o obsesie și o dependență ca bolnavicioasă? Nu. Nu. Nu, eu mă simt... Tu ai încercat să discuți cu un specialist, exemplu, cu un psiholog, cumva? Eu mă simt bine cu mine, cu sufletul și cu capul meu și am făcut regulă între toate lucrurile astea. Și adică le poți cumva... Da. Eu nu sunt din categoria de oameni care dă un câine și urmărește viața lui mai departe, dar dacă persoana care a luat câine de la mine vrea să ținem legătură, eu sunt de acord. Pentru tot restul vieții. Sunt un copil găsit, așa începe romanul, fără familie și voi, dacă nu l-ați citit, eu chiar vi-l recomand. Noi ne vedem după o scurtă pauză publicitară. Câte emoții citesc eu pe fața invitatei mele, activista și voluntara Natalia Guțu de la Glodeni. Natalia, este adevărat că tu trebuie să cunoști totul despre rasele de câini pe care le iei în îngrijire? Da, îmi permite și internetul. Acum avem... Cele mai sofisticate rase prin care ți-a fost dat să le îngrijești? Yorkshire Terrier, că sunt foarte capricioși. Ăștia mici, micuți, sunt alergici. Am avut un labrador care a pus puține kilograme pe el. Dar și... au și ei predestinații spre obezitate, da, așa? Da, spre obezitate. Și a trebuit să mă scol dimineața, să alerg și am dat și eu înapoi și cățelul și a fost bine. Ați slăbit împreună. Am slăbit împreună, da. Dar cel mai longeviv care a trăit la tine, care a locuit la tine, cam câți ani? Din ultima perioadă, ca să nu spun din copilăria mea, din ultima perioadă, a fost o cățelușă Laura pe care eu am cumpărat-o, cățelușa pechineză, și a fost un moment că a venit un bărbat care știa că eu am mulți câini și a venit să aleagă. Și când s-a descălțat bărbatul, i-a rămas piciorul în încălțăminte, un picior, un bărbat tânăr, și eu l-am întrebat, scuză-mă, câți ani ai? Și l-a zis 24, pe atunci fiica mea era de vârsta lui. Era persoană cu dizabilități? Nu, era un bărbat care a suferit un accident și a rămas fără un picior. Și el mi-a spus că vrea un cățel și eu nu m-am gândit că o să iei pe Laura, că eu am cumpărat-o și eram foarte atașată de ea. Și i-am dăruit-o și i-am spus că, uite, Laura e însărcinată. Să aveți grijă, peste 2 săptămâni, iată la ce dată, ea o să nască, măsurați temperatura. I-am spus câteva secrete, așa, și i-am spus că sunt pe fir oricând are el plăcere. Bărbatul a plecat, peste 3 luni mi-a spus că a vândut cățelușii și într-o zi fiul meu mi-a spus că Laura se vinde. Și eu am cumpărat-o... Iarăși. De la dânsul? Da, de la el. Și nu i-a zis nimic? I-am spus că ești un bărbat fără obraz și așa lucruri nu se fac. Că eu am dat-o din tot sufletul și nu am vrut nimic. Am vrut doar să fii iubită. Eu am mers în minus pentru mine ca să-i creez poate o viață mai bună ei. Eu cred că trânteam cu ceva în cap, pe cuvântul meu. Era o... Dar tu ce ai făcut apel la eu l-am la sunat și el nu ridica și am rugat altă persoană să sune și deja când am vorbit la telefon, el mi-a spus că sunt de acord să o aduc până la Glodeni pentru suma respectivă și eu am fost de acord. Și am cumpărat-o. Dumnezeule. Și Laura a trăit 13 ani și a murit eu, de moartea sincer, ei. Eu, sincer, mai mare n-am auzit în viața mea. Nu sunt naivă și nu sunt o prostuță, dar eu vreau să cred în oameni. Eu vreau să cred că cuvântul om nu e scris doar pe hârtie. El, om, trebuie să ai suflet, trebuie să trăiești fiecare moment, trebuie nu numai să te chemi om, că suntem și noi o specie. Până la urmă suntem și noi o specie. Dar trebuie să dovedim că suntem oameni și deseori m-am dezamăgit.
Draga mea, știi ce spun psihologii despre persoanele care se atașează atât de mult de animale? De multe animale. Fără să te superi, este doar o părere și te rog să-mi spui așa sau nu. Lipsa unui echilibru emoțional. Răni sufletești netratate din trecut. E adevărat? Da, e foarte adevărat. Cumva m-am uitat, tu chiar ai și repetat destinul mamei, nu? Cu tata care a plecat la altă femeie. Într-un fel, da, chiar se spune că fetele au de multe ori soarta mamei. Și eu foarte mult m-am temut fiica mea să nu meargă tot pe... Dar ea cred că a făcut dezbaterea asta, că eu totdeauna îi spuneam, uite, bunica m-a născut pe mine la 19 ani, eu pe tine la 19 ani, bunica ta a fost născută tot la 19, dar ea a rupt firul ăsta, are 30 și încă nu are copii. Dar nu vreau să-mi spui că crezi cumva în blesteme și în toată chestia. Nu, sunt realist. Exact. Mai departe, decepții, suferințe, toate astea determină pe unii oameni să-și împlinească nevoia de afecțiune și prezența prin intermediul animalului de companie. Da, când au divorțat părinții, eu sufeream foarte mult din motiv că eu știam că mama răstoarnă măliga, tata vine acasă și noi suntem împreună, noi avem familie și eu am tată și am mamă. Și atunci când am rămas doar cu mama, la momentul respectiv eu nu prea o înțelegeam, chiar o condamnam în felul meu. Ea nu s-a recăsătorit, nu? Și eu mă gândeam... Adică te gândeai că ea putea ierta totuși, să treacă peste slăbiciunea asta, nu? Da. Te-ai gândit da, așa? Da. Și i-am spus odată, dacă o să-l ierți pe tata, eu o să plec de acasă. Pentru că nu se poate strădăm și să ne întoarcem înapoi. Și pentru mine a trăda înseamnă că dacă tu nu ai nevoie de mine ca om, dacă eu nu-ți mai însuflu încredere... Stai o clipă, nu putem fi atât de duri. Există momente de slăbiciune. Chiar nu te-ai fi bucurat dacă mama alerta? Acum, da, dar atunci nu. Atunci eu am socotit că tata a făcut un pas și eu sunt corectă, că tata a făcut un pas foarte greșit, că lumea mai divorțează, dar nu uit că are copii. Niciodată. Copiii deci mei sunt dreptate. Mari și tata nu Uite, știe. Uite, dă să-ți citesc mai departe. Nu-i știe. Nu știe nepoții. În spatele acestor comportamente stă bine ascunsă frica de o nouă dezamăgire. Da, de suferință. Iar această teamă dacă nu primește atenție și tratamentul cuvenit duce în relație om-animal de companie la comportament de tip patologic. Tu știi că poate deveni o boală această dragoste față de animale. Nu. Stai o clipă. Da. Unde este limita ta? Cum îți gestionezi tu emoții și sentimentele față de ele, de animăluțe? Iată, eu de fiecare dată cu orice animăluț găsit, mă gândesc că ăsta e ultimul. Chiar nu pot. Nu pot, nu am timp. Eu nu trebuie să-l iau pentru chin. Eu nu trebuie să-l iau ca el să sufere. Dar vine o nouă zi și în cale, exact pe drumul unui merg eu și mai sunt oameni care mi-arunc chiar pachete cu motănaș, cu cățeluși, chiar îi atârnă de poartă și de multe ori chiar am făcut și postare pe Facebook și am scris, oameni buni, că lăsați un cățel la poarta mea, vă rog, puneți 100 de lei să am pentru măcar 2 zile cu cel hrănic și eu sunt om. Asta e că deja lumea știe că în este timp una. Deci, până la urmă, tu recunoști că este totuși o obsesie, nu știu, o dependență atât de puternică? Nu prea cred că e dependență, pentru că eu îi iubesc într-adevăr, foarte mult îi iubesc și ei mă completează în momentele când mie mi-e foarte greu, că sunt situații când nu mi-ajunge bani, când iată fiul meu nu i-am dat cât a trebuit și el îmi reproșează că câinii sunt pe primul plan. Da. Ce. Chiar vreau să întreb atitudinea celor din jur și apropiaților, ce zic ei? Că nu prea e bine și ar trebui să mă opresc din asta, dar nu pot să mă opresc și aș vrea să chem mai multă lume ca să trag atenția la sufletele astea de pe stradă. Nătăliță, cum sensibilizăm noi oamenii să-și îndrepte ochii și sufletul și... De exemplu, eu aș propune renunțați o lună la manicură și cumpărați un sac de mâncare și duceți la un azil dacă nu vreți hrăniți pe stradă. Renunțați la o coafură, renunțați la ceva ce vă este drag. S-a început postul. De exemplu, postul pentru mine nu este un post de stomac, de mâncare, de... Noi trebuie să ținem post cu cugetul, cu sufletul și să fim împăcați. Și când o să ne ducem la Dumnezeu, este multă lume care nu crede în Dumnezeu. Dumnezeu nu-i. Ok, Dumnezeu nu-i. Dar dacă este, și eu când ajung acolo... Se spune că până ajunge la Dumnezeu trebuie să trecem curcubeul.
Și la început curcubeul ne așteaptă toate animaluțele care le-am avut în viață și o să spună cuvânt pentru noi. Și când mă întreabă pe mine cineva, păi tu pe lumea ceilalți, ce crezi că o să fii? Regina animalelor, ce când aștepți să tu fii? Să fii? Așa-i să fii? Și eu le spun, eu pe lumea cealaltă o să ajung lângă Iisus și El o să mă pună cu capul, așa, la pieptul său. Și o să spun, tare, ai fost chinuit pe lume și nu ai avut nici soră, nici tată, nici mamă și te-ai descurcat singură. Cum adică n-ai avut mamă? Păi am avut pe acte, într-un fel, pe acte, da. Nu țin relații cu mama de mai mult timp. Mama a plecat în Italia la muncă, tot a plecat să ne ajute pe noi. Și a uitat că dacă nu era mama, cred că nu eram nici eu, dar eu pot ceda în multe lucruri, dar ea e mai dură, cred că poate și copilăria ei a fost foarte grea. Asta spun, noi nu știm ce copilărie au avut părinții noștri. De asta nu este ușor să stăm să-i judecăm. Eu în fiecare zi, mă rog, pentru dânsa, pentru copiii mei, mă rog, pentru toată lumea și mi-e dor. Cu toate că am fost și eu obișnuită ca un copil, poate atenție nu mi s-au acordat, eu nu am avut zi de naștere niciodată, de-aia pe mine nu m-a învelit. Mai ai stilești cu câinii, ești atâta. Da, mi-a spus. Adică ea nici de cum nu ți-a împărtășit această... Nu, nici de cum. Poate de asta ai început să îndepărtezi, nu? Nu, au fost alte momente la mijloc și... Până la urmă, cred că eu mai mult m-am atașat de câini din singurătate, de atât că mă simțeam foarte singură și neînțeleasă și eu știam că vin acasă și un cățel o să mă lingă pe mână, pe față și îmi treci tot, da, și în terapie. Vezi cât de sincer ești, încercat să substitui lipsa, da, unei afecțiuni, da, umane cu aceasta. Tu ai văzut o postare cu o melodie care îmi place foarte mult, a Mădălinii Manole. Da. Tu n-ai avut curaj și ai și pus acolo o notă la aceasta. Este o piesă care te marchează? Reprezintă o dramă ta? O cântăreață care îmi place mie foarte mult și de câte ori... Nu, anume această melodie. Și de câte ori ascult, iată, melodia asta, a fost în viața mea un moment că chiar persoana respectivă nu a avut curaj și eu chiar l-am crezut și am vrut un viitor, mi-am dorit multe lucruri și mi-am imaginat că viața mea cu el o să schimbe și eu chiar vedeam și din partea lui, dar nu a avut curaj. De cineva care era implicat într-o altă relație și tu așteptai să rupă? Cred că a fost așa o relație că noi ne-am cunoscut, el fiind în divorț și eu tot fiind în divorț. Și după aceea, el locuind la capitală, eu mă gândesc că el a căutat o femeie de oraș mai mult. Dar eu nu l-am sunat, nu l-am așteptat, nu, poate în suflet l-am așteptat, dar adică nu am intervenit niciodată în viața lui. Tu îți dai seama cum trebuie să fie acum bărbatul care să vină să-ți accepte toată familia asta ta? Da, da. Și peste câțiva ani, întâmplător, el mi-a scris, uite-te, sunt singur, am greșit, am fost vinovat. Eu am revenit la relația respectivă și am crezut că el chiar a înțeles și o să accepte multe lucruri și el mi-a pus condiții. Ori eu, ori da, câinii. Da. Și eu am spus că patul meu Dumnezeu, e plin de căței. Tu chiar ești gata să renunți, da, la dragoste? Da, nici nu se discută. Eu nu las. Când eu puteam să plec la mama în Italia, de exemplu. De ce mă trebuie, te întreb dacă eu pentru cotea renunțam la oricine din viața asta? Mama, de copil, cred ca o mamă, că mi-ar fi iertat, cred că orice. Dacă m-aș fi dus, mi-aș cerut iertare, m-ar fi iertat. Dar eu întotdeauna m-am gândit să moară întâi câinii mei și apoi să mor eu, ca eu să știu că nu las pe cineva în suferință. Că nu dea Domnul să ne naștem câini și să fim și noi de stradă și să dea și noi cu piciorul cineva. Ce fenomenul ăsta de animale de stradă se atestă doar în fostele țări sovietice? Dacă... De ce în Europa nu găsești? E atât de greu să găsești pe un cățel, da, sau pisioi să-l înfiezi. De aceea că câinii sunt înregistrați. De aceea că este lege. De aceea că nu vreau să mă bag în politică nici de cum, nu vreau să ating nicio ramură, nici dintr-o structură, dar se acordă foarte multă atenție la lucruri inutile și nu se acordă atenție
la lucruri și la suflete vii. Spune-mi, te rog, nu există nicio lege la capitolul animalele de stradă, nu, protecție și așa mai departe? Nu este. Dar chiar... este obligatoriu că trebuie să fie sterilizate sau nu? Nu. Autoritatea publică locală, nu, ea trebuie să le sterilizeze? Nu. Nu. Nici asta măcar și nici nu se implică. Nu se implică nimeni. Noi avem teritoriul destul de mare, adică și am putea face chiar un azil și eu sunt de acord să lucrez. Dar poate găsești niște donații din afară. Și sunt de acord. De câte ori mi-am zis eu că aș renunța la tot și m-ar duce să lucrez la un sunt azil de animale. Sunt de acord chiar, adică eu cred că mulți din elevi din licee ar fi de acord să facă voluntariat și ar lucra pentru propria plăcere. Eu vreau să te întreb ceva, de-a dreptul curios și poate foarte trist. Atunci când ei pleacă în lumea celor drepți, tu unde îi mormântezi? Este un loc, nu e o pădure, e o pădurice așa, lăsată, părăsită. Cândva de mult a fost acolo gunoiște, acum nu mai este gunoiște, s-au plantat niște copaci. Nu se prevede să construiască nimic, că e în afara orașului. Și nu pur și simplu i-am pus într-un pachet și l-am aruncat la gunoi când vine mașina și ridică gunoiul. Dar pentru mine e chiar o ceremonie, adică îi faci o rugăciune de adio. Le pui un semn acolo la fiecare? Nu le pun semn pentru că și lumea e foarte rea și dacă o să știe, eu să înceapă dezgropa, o să scuipe, o să facă lucruri. Dar tu ești, frumoase. Deci nu doar preotul lor din ultimul, dar tu ești și moașa lor. Cam câte naștere ai primit în toți acești ani? O, foarte multe. Ultima naștere chiar a fost o cățelușă de stradă. I-a născut, avem așa o cărărușă mai pe de-a drept, cum merg spre casă. Și eu vedeam că ea deja e însărcinată, ea de cățel mic era pe stradă și o hrăneam și o hrăneau și vecinii. Este o casă părăsită unde nu trăiește nimeni și acolo întotdeauna se strâng câini. Și ea a născut 6 cănișori și a născut la o casă unde nu trăiește, nu locuiește nimeni. O maidaneză. Da, până la urmă a venit stăpânul și i-a scos în stradă. Eu eram la serviciu, dar eu ies din serviciu la 12 noaptea și m-a sunat o vecină cu mătră de mea și mi-a spus, uite ce să fac. Și i-am spus, ia-i la tine că eu mâine dimineață o să rezolv. Și până dimineață, dar m-am rugat la Dumnezeu că chiar nu mai pot, nu mai pot. Sunt momente când și eu renunț la multe lucruri. Și a luat un bărbat bătrân, un bărbat în vârstă și a pus-o într-o cușcă unde avea el cândva un câine și eu mă duc și o hrănesc și sper să le găsim familie și să fie bine. Spune-mi, te rog, cât de greu este să educi un animăluț? Nu e greu deloc. Trebuie să ne educăm pe noi. Nu animalele. Animalele au caracterul lor. Ei știu de, pentru o farfurie de mâncare, un animal îți face așa trucuri că nici la circ nu fac. Știu. Și ei sunt foarte șmecheri și foarte deștepți și cred că ar trebui să educăm în noi bunătatea asta și răbdarea. Răbdarea. Eu la copiii mei am strigat și au fost momente că chiar am pus și mâna. Ca să ajungă ceva în viața asta, eu trebuie să gârbovesc nu numai spatele. Dar la căței nu pot strig. Nu pot. Iată așa, orice nu ar face, masa roasă, am strâns bani să cumpăr o masă, au ros capitele toate, au făcut șmecherii multe, mobilă roasă. Asta tu mi-ai spus că lumea crede despre tine, foarte multă lume, că ești un pic deplasată. Da. S-au apropiat de tine, i-au auzit astfel de... Da, chiar în față mi-au spus, băi, dar ce nu-ți ajunge câteva doage, dacă și îți trebuiește ție atâta câine ăștia, ocupă-te cu altceva, ia un copil de la orfelinat. Eu aș fi de acord să iau și un copil de la orfelinat. Eu, de exemplu, sunt, mă simt încă în forță ca să pot crește un copil. Pentru asta trebuie documente, trebuie și birocrația asta care nu se mai termină. Chiar nu poți. Și să iei un copil, nu numai îl iei ca să-ți dea statul un ajutor, trebuie să-l iubești și eu trebuie să simt copilul ăsta că e a meu. Dar eu fiecare câine îl simt. Îl simt eu pe Laura, de care spuneam anterior, eu când am cumpărat-o am simțit că am născut-o. Într-atât de mult am iubit-o și o iubesc și o să o iubesc cred că câte zile o să am. Că a fost un câine deosebit, a fost lângă mine întotdeauna și dacă fiecare om ar lua așa de căpșor un câine și ar privi în ochi, s-ar vedea nu numai pe dânsul. Spune-mi, te rog, cât de geloși sunt ei între ei?
Îmi imaginez. Sunt, mai ales masculii, sunt foarte geloși, da. Strașnic geloși, se bat ca cu coșul. Din acest motiv, eu își postez foarte des că vreau să găsesc familii, nu din motiv că mi-e, unu, da, îmi este greu, recunosc, când vreau să fiu sinceră. Dar ei când cresc încep să bat ca cocoș, adică dacă este un moment, seara pot să găsesc, deci, cumva, pe unul mușcat. Deci cumva pentru a obține întâietate asupra teritoriului, da? Da. Dar dacă ei vii acasă și se mânghi pe unul, vin toți. Vin toți și deja se începe războiul între ei. Că de ce pe celălalt l-am luat primul, că de atât și îi pun în voliere și le dau drumul la câte 4-5 odată, nu la toți că pot să fac o poznă. Știi ce, tu niciodată nu te-ai temut să te molipsești de vreo boală care vine de la ei? Nu. Știi că sunt foarte multe care se transmit de la animal la om. Da, dar am grijă întotdeauna să fac deparazitare, vaccinare, să-i scald, să am grijă de dânși. Cum mă trezesc dimineața, mă uit în ochișori, în urechiușă, la dinți. La toți de rând. La toți, absolut. Câți sunt acum? Când așa 19. 19. 19. Toți vin și așteaptă să-i... Da, da. Dar când te duci la muncă și vii acasă, unde stau? Stau închis în voliere și am în casă, chiar două camere în casă, le-am dat spațiul lor, că acum chiar nu pot primi nici oaspeți, nici nimic. Mie îmi place cum trăiesc, dar sunt momente și deseori le spun la cei care îmi fac vizite, poate un prieten, un cumătru, un apropiat, oricum se întâmplă cu ajuns. Când intri în casa mea, nu uita niciodată că tu ești oaspete. Stăpânii în casă sunt câinii. Și tu tot ești oaspete acolo. Chiar și fiica mea, ea iubește animalele, dar iubește așa, l-a mângâiat și are un câine maidanez, chiar l-a operat la lăbuță, și ea îmi spune: mama, te rog, eu vin acasă, închideți câinii, sui pe mine toți. Se poate întâmpla să fie un miros atât de sufocant și imposibil? Da, normal, de la atâția câini, desigur că da. Atunci când e 1, 2, 3, e altfel. Cum te descurci? Nu știu. Deja m-am deprins, cred că, cu tot și accept situația care este și înțeleg că vin acasă, deschid ușa, pot să găsesc și surprize, pot să găsesc multe lucruri. Da, nu știu, când vine cineva la tine, de exemplu, vreau un bărbat să te cunosc, pentru că ești tânără, frumoasă, plină de viață, și tu îi spui din start și cu ce zestre vii? Cred că nu vreau eu să mă mai cunosc cu nimeni, că... Deja sunt într-o relație de ceva ani și... Bărbatul ăsta cum este? Este un fost învățător de muzică, a mai lucrat și prin alte locuri, a fost chiar în timpul lui și la Aur, prin Rusia. Și ne-am cunoscut, deci eu mi-am luat divorțul, el la fel și-a luat divorț, trăim nu departe. Nu acceptă situația, nu prea este fericit, dar eu îi spun întotdeauna. Dar nu ți-a pus condiția ca și anterior? Mi-a pus. Și el ți-a pus condiția? Mi-a pus condiție că, adică, haide să terminăm, ne limităm la ce avem, mai mult nu aducem acasă nimic și dar mergem înainte. Dar trebuie să-i spui, dacă mai faci gălăgia, mușc la tine în ogradă, aduc. Dar totuși, necătând la vorbele care le spune, dacă eu îl rog, fă-mi, te rog, o cușcă, că uite un nou cățel, haide, te rog, să încălzim căsuța asta, să-i facem comod, haide, că uite, a născut. În suflet se bucură și el, doar că el e mai mare decât mine și e mai înțelept, cred că ca mine e... Eu în el văd un mai mult... un tată, un sport, un sprijin, niciodată nu a refuzat cu nimic, adică din nimic cu care l-a avut, din banul care l-a avut, dacă a trebuit. Nu știu ce mă gândesc, că poate înainte. Pe cei din anturajul tău nu deranjează această dragoste, dar poate faptul că sunt prea mulți deja și tu recunoști că sunt prea mulți. Sunt eu înțeleg că ți-e milă de fiecare, eu te înțeleg. De aceea și stau pe rețele de socializare, nu ca să fac cunoștință, nu ca să mă găsesc pe mine. Pe mine eu m-am găsit de mult, dar ca să pot să găsesc o casă pentru un alt câine, ca să pot, adică chiar aș vrea, dacă îmi dați voie, să fac un apel te către mult. Lumea care ne urmărește, lumea care ne vede, să mă înțeleagă corect. Pe mine nu mă încurcă niciun câine. Eu pe fiecare îl iubesc la fel de mult cum pe primul, așa și pe ultimul. Dar e costisitoare întreținerea și un câine are nevoie, cum ați spus, de dragoste, de atenție, pe care eu deseori nu pot să le-o dau.
și aș fi foarte bucuroasă dacă mă găsesc pe pagina de Facebook. Spune-te, rog, anumite donații de bani, susținere, unde? Nu vreau, nu vreau. Nu vreau, încerc să mă descurc până când fac față. Nu vreau ajutor de la nimeni. Avem o rubrică cu minte. Le-am ales 10 proverbe special după tine. După tine atât de bună și nu, deci eu, cei care vor zice ceva la adresa ta, eu cred că o să-i taxez eu foarte dur. Primul este: pentru a înțelege totul nu trebuie să fii deștept, trebuie să ai suflet. Dacă cineva n-a greșit niciodată, înseamnă că nu a făcut nimic în viață. Norocul e prea puțin și lumea prea mare. Dragostea ne dă aripile cu care putem zbura. Dar știi varianta originală care era? Nu. Dragostea ne dă aripile cu care ne prăbușim. Deseori. Răutatea este o calitate a unui om sărac, sufletește. Viața începe acolo unde se termină. Viața începe acolo unde se termină. Unde se termină suferința, cred că. Cu un zâmbet poți cuceri o lume. Cine vorbește mult cred că e bun la suflet. Chiar și cea mai tare nucă într-o zi se sparge. Și ultima, cea mai frumoasă zi din viața mea este ziua când mi-am născut copiii. Cea mai tare nucă se sparge. Tu cam cât crezi că o să mai ai răbdare și forță? Sper să mai am zile de trăit și să fac menirea mea pe pământ. Eu am găsit-o. Eu nu vreau să fiu nici bucătar, nici învățător, nici doctor. Dar ești, le pui tu și injecții? Da. Le faci tratamente, chiar și perfuzii? Nu, perfuzii duc deja la clinică, dar injecții tot chiar nu dau voie la nimeni să se apropie și o vaccină o pun, citesc termenul, citesc tot până face, până injecta un câine, adică mă informează. Cum le alegi numele? Se întâmplă deseori că s-au epuizat. S-au epuizat. Mai deschizi totul. Ai avut sufletel, apropo? Sufletel nu. Am avut capi, am avut dolce. Nu ai avut sufletel. Nu am avut sufletel, dar e o idee foarte bună că am doi căței micuți care au două săptămâni. York Terrier standard. Eu adică le-am văzut. Spune-te, de ce trebuie, de ce este bine și de ce recomand să adoptăm animăluțe de mici? Un cățel de mic îi puteți modela caracterul, îl învățați la pelincuță, îl învățați afară, îi simțiți mirosul, îl creșteți și creșteți cu el odată. Dar un câine mare e greu de adoptat, e greu și pentru mine ca să mă despart și e greu și pentru persoana care adoptă, din motiv că trebuiește răbdare și timp, trebuiesc 2 săptămâni, 10 zile ca câinele să se deprindă cu mirosul unei case noi, să se deprindă cu o voce nouă, care deseori nu este ca a mea, dar persoana vorbește altă limbă chiar. Interesant, cum te văd ei? Cred că cea mai bună și cea mai frumoasă și cea mai super mamă. Stau așa și te privesc, da, țintă, da, și... Da. Și eu chiar le dau voie să se urce până în vârful creștetului. Și sunt chiar fericită. Eu sunt om împlinit în viață. Pe deplin împlinită, adică tot ce mi-am dorit să nasc o fată. Am născut-o frumoasă, mare, deșteaptă și ea la rândul ei tot ajută, chiar financiar ajută multă lume și face lucruri de caritate. Am un băiat care e student, care a fost cu mine alături, a făcut curat la câini, a făcut, adică el de mic a știut regula. Așa, cu nervi, enervați, da, deranjați, da. Dar totuși... Când a crescut mai arăta el strofoleli de-a lui, dar până la urmă am mers înainte și am fost foarte mirată că în ziua de 8 martie, fiul meu cu care eu am foarte multe conflicte, da, și păreri, eu am o părere, el are alta, până la urmă își cere iertare, dar nu prea recunoaște că e vinovat, dar el mi-a scris un mesaj care eu l-am citit cu voce tare de câteva ori: mama, dacă nu ai fi fost tu, eu aș fi fost un nimic, și pentru mine asta a fost tot ce a putut el să-mi dea înapoi. Chiar sunt fericit, pe deplin. Spune-mi, te rog, noi oamenii chiar suntem atât de răi? Foarte răi.
mai rău ca omul, cred că nu există nimic pe pământ. Pentru că atâta ranchiună și atâta invidie și atâta un... De exemplu, haideți ca să luăm când au fost otrăviți cânii mei. De ce oamenii respectiv nu s-au gândit că eu nu mi-am cumpărat o scurtă, nu mi-am luat cizme, poate am rămas la o felie de pâine uscată ca să pot să cumpăr la cânii ăștia. Eu m-am lipsit pe mine de foarte multe. Dar s-au gândit că ea face bani. Eu nu fac bani pe câini. N-ai făcut niciodată. Eu nu fac. Au fost momente că am vândut. Dar am vândut pe un preț, nu care este publicat în... Adică ne-am înțeles. Ne-am înțeles că le-am explicat situația. Uitați-vă, am cât îmi poți oferi. A venit, de exemplu, a luat o doamnă, domnița, o doamnă în vârstă, e o doamnă foarte inteligentă, tot am rămas prietene din Cahul, a luat un cățel și peste un an a mai luat încă unul și a venit fiul ei până la Glodeni. Eu m-am mirat foarte mult că a vrut anume de la mine. Și ea, am întrebat-o, de ce anume de la mine? De atât că așa când deștepți ca ai tăi nu mai are nimeni. Că de la Cahul până la Glodeni e drum lung. Dacă și eu mă decid să iau un cățeluș, eu fac un drum până la Glodeni. Draga mea, eu îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Mai am o singură întrebare. Cea mai frumoasă lecție care ți-o dau ție animalele? Lecție de bunătate, de sinceritate, de loialitate, de a fi fidel pentru totdeauna, pentru că noi suntem, ei sunt o pagină în viața noastră, dar noi suntem viața lor. Dumnezeule! Și dăm hashtag-ul următorului invitat. Și în timp ce te gândești, vreau să-ți dau cartea mea cu autograf. O, chiar vă mulțumesc, da. Chiar mi-am dorit lucrul ăsta, sunt foarte fericită. Și eu îți mulțumesc foarte mult că m-ai readus în copilărie cu Hector cu Manu. Mare drag și chiar recomand la toate mămicile să citească cartea. Spune-mi, te rog, recomandă-mi una. Următorul invitat, aș vrea să o recomand. Ne-am cunoscut tot prin cânișori, Nadejda Pălici. Eu, da. Doamnă din Chișinău, mămica trei copii. E o femeie extraordinară pe care eu o iubesc foarte mult și care s-a temut foarte tare și îmi spunea, mă suna, să-ți aduc cățelul înapoi, că face pipi și am mobilă albă. Și până la urmă, acum întreabă, vrei să-l dai pe Pufi? Nu se desparte niciodată. Și o iubesc mult. Dumnezeu să te binecuvânteze în tot ce faci. Și tare vreau într-o bună zi să vin să-ți cunosc puișorii. Mulțumesc și eu. Dragi prieteni, noi azi la Vorbe cu Minte am avut o prezență mai deosebită, mai neobișnuită. Pentru că există eroi lângă noi și nu știu de ce alergăm și ne fugărim și ne rupem capetele după vedete și nume atât de cunoscute. Haideți să încercăm într-o bună zi, măcar pentru un minut, să fim la fel de buni cum sunt cânișorii Natalia Iguțu. Voluntară și femeia care a ales, și eu înțeleg foarte bine de ce a ales, compania acestor animăluți în detrimentul oamenilor. Sunt Ileana Rusu. Și vreau să auzim doar de bine.